Bună ziua, oameni buni! Din partea Partidului Pro-România, că cei din urmă sunt cei din tăi, domnul Vasile Ștefan, președintele Fidelea Galați. La candidează, am înțeles, președintele la Consiliul Județean. Bună ziua! Bună ziua! Partidul nostru este un partid care poate să însemne o rampă fantastică de lansare sau de prăbușire. Cum vedeți lucrurile acum, la momentul acesta? La momentul de față, eu văd că Partidul Pro-România la Galați o să intre în Consiliul Județean și în Consiliul Local. După câte am văzut în teritoriu, atât în municipiu cât și în județ, oamenii o să iasă masiv la vot. Credeți că ies la vot? Da, că în decursul acelor 4 ani, pandemia, a ieșit cam în jur de 185.000 datorită pandemiei. Acum lumea vrea o schimbare, vrea să fie opoziție în toate consiliile locale din teritoriu, probabil și la județ și la municipiu, și lumea o să iasă la vot. Așa simt eu pulsul după o campanie obositoare. Ați lucrat om la om. Am lucrat om la om. Mai avem o localitate, Costache Negri, și încheiem județul. Astăzi o facem după amiază. Domnul Vasile Ștefan, eu vă asociez pe dumneavoastră ca un investitor român extrem de onest și care stă în banca lui. Zic asta pentru că e mare lucru. Angelu Gină, care a fost președinte Comisiei Economice la 4 președinți americani, deci a condus american, da, pe american, fiecare președinte a avut 8 ani, mulțiți 8, 4, 32 de ani, acum nu mai e, a și murit, Dumnezeu să ordinească, era din Galați. I-am luat mai multe interviuri și mi-a zis de nenumărate ori același lucru. Cea mai mare investiție și bogăție pentru o țară este mediul de afaceri autohton. Autohton, da. Pentru că știți dureros cum se câștigă fiecare leuț și pentru că nu plecați afară să trimiteți banii, ci îi dați aici. Tot aici. Din perspectiva asta, cum vi se pare mediul de afaceri Galățean? Dom'le, din punctul meu de vedere, la momentul de față, e slab. Mediul de afaceri din ce în ce mai slab. Din ce cauză? A rămas noi generația de peste 50 care mai ducem, mai cărăm plugul în spate. Din urmă, tineretul nu este educat că o afacere le-ar da și lor stabilitate. Ei s-au învățat să ne comparăm. Eu lucrez de 25 de ani, am o societate și am 50.000 de lei. El s-a angajat de 2 luni și vrea să fie cu aceeași mașină, cu aceeași bani în buzunar. Ține de educație. Dar ce este mai grav și la ce ne-am gândit noi și cu colegii de la Pro-România, domnule, trebuie școlile profesionale. Da. Înființate din nou. Au zis că înființează, da? Da. Noi avem un proiect nostru pentru înființarea școlilor profesionale. Nu mai avem frigotehniști, nu mai avem sudori, nu mai avem zidari, toți se califică la locul de muncă. Nu este o calificare benefică la locul de muncă, că depinde pe cine ai. Dacă din generație în generație se califică la locul de muncă, ăia nu sunt profesioniști. După băncile școli, trebuie să știi și teorie, nu numai practică. Ce este mai grav la momentul de față? Agricultura, domnul Stancu. Agricultura, investițiile în irigații. Am rămas în urmă față de toate țările europene. Mă uit cum o parte din agricultorii de la sate care îmi spune că dacă și anul ăsta nu mai este ploaie, dau faliment. Din păcate, și au sute de mii de euro datorii, că au luat combine, au luat tractoare, au vrut să fie... Facă treabă. Să facă treabă. Da, sunt dezamăgit de situația noastră din județ, în ceea ce ține sistemul de irigat, tineretul nu își vede orizontul.
Din punctul meu de vedere, domnul Vasile, vă dau în dreptate, pentru că am lucrat, am avut 6 ani în Unia SEU, de 2000 de hectare, nu-i puțin, și știu ce înseamnă. Vă dau dreptate în totalitate, dar eu vă spun ceva, că mă credeți, că nu mă credeți, cred că o să mă da. Credeți. Irigațiile din Galați sunt o afacere pe care un partid actual, nu vreau să le spun, da. Aflat la putere, le coordonează într-un mod falimentar. Pe bază de principii de interese obscure, necunoscute. Deci se putea face mult mai mult cu irigația din Galați, pentru că vine apa, nu se dă niciun ban de la stat către aceste ONG-uri, nu știu cum da. Se cheamă, și ele plătesc, dau mai departe pe bază de bani. De ce? Sau cum? Și au niște prețuri colosale. Aici e rolul dumneavoastră politicienilor să interveniți. Asta încercăm cu toți cei de la Pro-România, să putem să ajutăm oamenii de la țară, ținând cont că eu sunt de la țară, sunt singurul candidat la Consiliul Județean care stau la țară, locuiesc la țară, născut, crescut și văd la Cuza Vodă. Da. Da, și văd situația reală. Deci sistemul de irigații, dacă nu îl implementăm din dată, toată țara, toată lumea are de suferit. Deci vreți să intrați în Consiliul Județean? Vreau să intru în Consiliul Județean. Pentru a obligat, într-un fel sau altul, ca cei de la vârful țării și județului. Și județului, ca să putem să, da, să înaintăm, să demarăm problema cu apa. Sunteți primul care vorbiți despre această problemă absolut reală a Vă vine să plângeți, domnul Stanco, mergeți când trec dintr-o localitate în alta și văd culturile, nu vă vine să credeți. Ce apă. Și o avem și probabil unor interese personale al unor partide sau a unui partid unui care conduce partid. Unui partid nu care ajunge. Și-a bătut joc și în campania asta da. De propriului partid. Da, și nu ajunge apa la țăranul român. Îndemn să iasă la vot pe 9 iunie și să toți cetățenii din teritoriul, atât din municipiu cât și din județ, să putem să facem ceva pentru agricultura gălățeană. Îndemn și eu pe săteni, pe oameni de la țară. Că ceea ce ține de... sigur un om politic care vrea să candideze, să intre în Consiliul Județean pentru a vă reprezenta direct pe dumneavoastră. Mare lucru, extraordinar. Și toți consilierii județeni îi avem din fiecare localitate, din teritoriu. Nu avem din municipiul Galați niciun consilier județean. Ce avem noi scris acolo e biroul de conducere da, la da, nivel da. Local. Da, 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 deci da. Toți consilierii județeni sunt din fiecare localitate, președinții de organizații, că ei știu cel mai bine lucrurile de la firul ierbii. Și aș vrea ca, indiferent cine este președintele Consiliului Județean, să iei toți cetățenii în seamă și mesajul meu care m-a trimis colegii mei de la Pro-România și care mă așaleți președinte, ca să putem să facem ceva pentru țăranul român, pentru fermierul român în general, mai mult decât în partea asta de sud-est a țării, unde avem de ani de zile lipsa de precipitații. Ce fel de echipă aveți? Mă interesează foarte tare componența ei. Dom'le, care e forța acestei echipe? La județ, cea mai mare forță sunt oamenii, din punctul meu de vedere. Atâta timp cât un om candidează ca primar într-o localitate și pe lista de consilieri județeni, eu zic că acel om reprezintă localitatea respectivă. Și eu cred că toți consilierii mei județeni care i-am pus din toate localitățile din județ, unde am avut organizații, eu cred că o să vadă pe 9 iunie la vot. Deci avem oameni modești, au toți studii, dar îi am din teritoriu, din localitatea respectivă, ca cetățeanul să ajungă mai repede la el, ți-am dat votul, te duci la județ. Pentru asta ți-am dat votul, să ne reprezinți în Consiliul Județean, ca să spun că nu avem asfalt, să spui că nu avem apă, să spui că nu avem canalizare, să spui toate problemele care sunt de la țară. Că eu găseam, bine mersi, oameni cu două, trei facultăți în municipiu, dar care nu calcă de ani de zile în teritoriu. Pe rădăcini.
pe rădăcini. Da. Vine și avotul, face o poză cu mamaie și mamaia o pune lângă televizor și zice: mamă, cred că ăsta ne trage canalizare. Mamaia nu înțelege lucrurile politice și ascunzișurile unor partide, unui partid la momentul de față, care nu dă drumul la proiecte sau nu e de acord. Dom'le, ai ajuns în Consiliul Local, în Consiliul Județean. Trebuie să stăm la aceeași masă. Tot ce e constructiv, trebuie să fim de acord. Nu să ține cont de partid politic, atâta timp cât noi suntem aleși de popor. Ne-a trimis în Consiliul Local, în Consiliul Județean, să-i reprezentăm, nu să le punem piedici. Domnul Vasile, partidul ăsta pe care nu mai vreau să-l aduc în discuție, va plăti. Va plăti foarte tare pentru că... Eu cred că electoratul... Da, electoratul nu are să le ierte și eu vreau să spun ceea ce am tot zis. Nimeni nu are dreptul să ia un partid la butonieră ca și cum ar fi o floare primită la nuntă. Nu e partidul lui. E partidul care a fost de multe ori votat și este bine de tot și este partidul care reprezintă oamenii. Nu mă reprezintă numai pe mine sau pe altcineva. Da, discuția este foarte reală, din păcate. De-abia aștept să se termine campania electorală și o să vedeți niște campanii de presă făcute de mine. O să sară scântei pe pereți. Este incalificabil ce s-a întâmplat în perioada asta. În perioada acestor 4 ani. Mare lucru. Mare lucru. Și cu promisiunile de mari proiecte. Dom'le, hai să vedem cine a reușit să facem din anii 2020. De cine am pedecat? Cine a promis? Sunt partide care au promis fel de fel de proiecte. Nu trebuie să le enumer, că lumea știe. Spitale regionale, drumuri expres, camere frig, la matca. Probabil că s-a întâmplat niște probleme. Hai să vedem soluția, că sunt foarte importante. Dacă le-a adus în discuție în 2020 și nu le-a realizat, indiferent cine le-a promis, că nu vreau să dau nume, că nu vreau să le fac campanie la alte partide, eu am venit pentru Pro-România și încerc cetățenii, îi rog să iasă la vot, să voteze partidul nostru, trebuie să găsim soluții la proiectele care le-au promis și nu le-au făcut, că ele sunt benefice. Camerele frig în Comuna Matca, dacă vă duceți, piața este plină de fel de fel de legume care se strică și le aruncă. Este o prioritate. Dar noi cred că avem doar în aici, la Galaxie, la Plut, da. La domnul Grigore, mi se pare, da. Inițiativă deci, privată. Camera frig este depozitele frig. Da, supraobligatori. Sunt supraobligatori. Să vedem din ce cauze nu s-au făcut și ce soluții găsim. Acum să încep să judec cine a zis, cine a trecut proiectul, cine a făcut. Nu sunt eu în măsură, că lumea s-a cam săturat de promisiuni. Eu nu pot. Mi-e rușine să le promit ceva și peste 4 ani să nu realizez că n-am făcut, n-am avut putința. Eu încerc să iau totul din urmă, atât eu cât și colegii de la celelalte partide. Vreau să am un dialog cu toate formațiunile politice după scena politicii gălățeni. Nu vreau să pui piedici la nimeni. Vreau să fiu de acord cu toate proiectele care sunt benefice pentru Galați ăsta. Cât să face drumul expres, centura mică, centura mare, tot ce propune, eu sunt în totalitate de acord. Dar vreau totodată să-i trag și la răspundere de ce nu le-a făcut până acum. Dar asta nu este o inițiativă privată? Dacă eu am mai multe hectare și dau un exemplu, nu știu, cultiv roșii și mai are unul care cultivă, ca să aveți și unul, are o livadă de mere. Deci nu s-au unit toți investitorii ăștia? Ei au făcut cooperative. Da. Dar știm foarte bine, domnul Stancu, că energia electrică e foarte scumpă. Da. 2-3 fermieri sau 10 fermieri, ca să facă un depozit de frig, îi costă foarte mulți bani. Atâta timp cât noi politicienii venim și promitem... Și spuneți, îmi face statul, îi dau chirie... Îi plătesc chirie, și mi-am pus acolo. Și mi-am pus acolo. Facem două chestii, ne ajută pe noi, da? Ia și statul în profit. Ceea ce ne-a zis, da. Și ne-am dat voturile. Da. Noi le-am dat voturile în 2020, că am zis că ne face depozit de frig. A reușit. Nu îi judecăm noi. Poporul îi judecă. Da. Dar hai să vedem dacă tot... Eu consider că e benefică.
Hai să vedem ce soluții găsim și de ce n-ați făcut-o. Probabil că n-a avut finanțare, probabil că n-a ieșit puzul. Sunt fel de fel de chestiuni care colegii noștri din Parlament ar trebui să le simplifice. Domnul Stancu. Ce mai cer oamenii de la țară? Domnule, oamenii de la țară, apă. Apă. Atât. Păi domnule, poate ne dă Dumnezeu apă. Apă din cer. Din cer. Da. Apă, da, să avem și sistem de irigații, că am și un hectar și nu iau nimic și îl plătesc mai mare 35 de milioane și tare, tare greu. Voi ce mai ziceți? Nu am ce să le zic, domnul Stancu. Eu încerc pentru prima dată să candidez la Consiliul Județean ca să văd exact cauzele de ce nu s-a făcut atâția ani și totuși s-a promis. Ei, un bazin de voturi în momentul când zici că faci irigații, tragi irigații în 4 ani în județ și tu nu faci nici 2 km. Vine o societate, licitează și tu îi dai la o singură societate, având oameni la guvernare. Simplificați procedurile și toate. Este un proiect de irigații. Împărțiți defalcațiile în 5. Dați-l la 5 societăți și micșorați termenul de execuție. Să ajungă apa mai repede la cetățean. Nu să stăm după o societate care are 10 angajați, pe nu știu ce interese și nu știu ce sprijin, a luat licitația. Și stăm 20 de ani de acum să așteptăm apa pe canalele făcute de Ceaușescu. Repet. Nu pot vorbi că nu-mi dă voie în CNA-ul, da, pentru că e campania electorală. Se termină campania electorală. Această sistare, împiedicare, cum vrem noi să spunem, obstrucționare a unei acțiuni în forță pentru irigația din Galați, se datorează unui interes meschin, politic în totalitate, care de fapt din politic e mafiot și pe care acum nu-l dă de valoare, pentru că nu avem de ce face chestia asta. Dar ceea ce îmi place foarte mult la dumneavoastră este că v-ați gândit să veniți cu o echipă la Consiliul Județean care să reprezinte oamenii din teritoriu și care în felul acesta să vină la zi cu problemele informația, care doar. Informația cetățeanului să ajungă, indiferent cine ar fi președintele Consiliului Județean. Da. Că sunt eu, că suntem nou candidați și indiferent cine ar fi, să aibă ușa deschisă și să aibă o comunicare foarte bună cu consilierii și cu cetățenii. Ce mai propuneți dumneavoastră pentru în afară? Agricultura am înțeles-o. Da, domnule, ceea ce nu s-a făcut și se promite 24 de ani. Sunt foarte multe drumuri județene care nu sunt asfaltate. Și sunt drumuri județene. Între Braniștea și Schela, 5,4 km, e cu pământ. Și drum județean. E păcat. Noi trebuie să le luăm pe cele mici. Să avem minimum. Dacă eu am asfalt în fața porții, dumneavoastră, de ce să n-aveți? Eu nu vreau. Sau invers. Sau invers. De ce să am eu 4 benzi și dumneavoastră să mergeți pe drum județean, pe pământ? Părerea mea că în perioada următoare se va ajunge și aici. Nu va mai exista. Eu știu că o să ajungă, dar eu aș începe cu cele mici. Nu pot să promit, cum a venit colegul nostru, domnul Potec, și spune că dumnealui face din 4-5 localități un centru pentru bătrâni sau un centru medical permanent. Dom'le, ei au mai făcut politică, au fost cu PDL-ul, ne-a închis spitalele. Noi știm foarte bine că avem deficit de personal și la spitale, și în sănătate, și din medicamente. Păi, mă duc să mă internez la, îmi face internare la spital și îmi spune să trec strada să-mi iau aspacardin. Adică, astea sunt problemele mici care vreau să fie rezolvate. Cele cu heliporturi, cu aeroporturi, cu 4 benzi, cu drumuri expres, da, domnule, să fac și alea. O să se facă, dar trebuie cu esența. Să nu mai stăm 5 ore la urgențe. Eu, mama, nu mai vreau să mai stai 5 ore la urgențe. La Galați? La Galați. Este deficit de personal. Aici noi trebuie să găsim soluții. Eu nu dau vina pe conducătorii, pe managerul spitalului județean, sau indiferent la ce spital, sau pe președintele Consiliului Județean. Aici noi trebuie să lucrăm. Și în interior, că știm foarte bine. Ne internăm cu o boală și ieșim cu alta. Sunt
probleme foarte mici care lumea nu le ia. Vede polistirenul pe spital. Mamă, ce frumos e. E vopsit în trei culori, e splendid. Dar nu mai avem un medic la urgență. Avem 2-3 medici după. Aici eu aș interveni în prima fază. Să încep să fac 4 sau 6 pagini pe un flyer, să încep să promit că fac drumul nu știu care, fac autostradă, fac poduri suspendate. Astea-s bale verne. Astea o să dureze ani. Comunitatea Europeană o să ne ajute. Uitați, domnul Nica mai candidează la un mandat europarlamentar. Îi doresc succes, are voturile noastre dacă dumnealui vine și ne spune că susține proiectele drumuri expres, aeroporturi sau ce face să bată pentru Galați, eu sunt dispus să dau votul oricui. Eu și până duminică și după duminică tot Vasile Ștefan sunt, rămân. Tot în cușca mea, tot cu oamenii mei, tot cu societatea mea. Dar eu m-am angrenat în acest proiect că trăiesc la țară și știu mai multe decât cei din oraș care fac parte din structurile de conducere atât la județ cât la municipiu și instituțiile statului. De aceea m-am angrenat și eu cred că în următorii 30 de ani nu se mai găsească niciun domn să mai candideze de la țară, să candideze la Consiliul Județean. Că lumea e plictisită de politică, nu au curaj. Ei să vând, dacă îi pui să candidezi ca primar, nu mai răspund la telefon. Dar apoi să mai iasă să candideze la Consiliul Județean. Asta înseamnă că avem o problemă cu clasa politică. Avem o problemă că sunt partide care vrea să dețină monopolul. Și oamenii, ce zice, de ce să am probleme cu domnul Stancu de la partidul X? Cum pot să stau liniștit? Vasile, ce-mi dă? Dar eu n-am venit pentru Vasile sau să-i dau lui. Noi vrem, generația mea, să lăsăm ceva în urmă. Să nu fim judecați de generația ei din urmă. Că n-am vrut să facem. Am avut posibilitatea și n-am vrut să facem. I-am lăsat pe cei de la oraș. Lor nu le trebuie apă. Ca la țară. Și eu mă uit că fermieri, numai că nu plâng. O să le să iei combinele, tractoarele, discurile, plugurile, tot ce au. Și o să le mai pune care au gerat și case. Domnul Stancu, să le să dea credit. Că a zis că dă, în schimb, vindice reale. Dar de atâția ani nu mai știți și dumneavoastră. Am avut o secetă. E o problemă extraordinar de grea agricultură, din mai multe puncte de vedere. E prima dată când în această campanie se vorbește despre ea. Mă bucur foarte tare că s-a găsit un politician să discute chestia asta, dar e și un om de afaceri și un om care, repet, lucrează nu cu statul ca să facă miliarde de lei, lucrează cu privatul, lucrează în condiții grele, știe ce înseamnă banul, știe cum se cheltuiește banul și cât de greu se o obține. Da, agricultura, vedeți, eu i-am dat lui Traian Băsescu când era președinte, l-a trimis pe Mircea Nicu Toader ca să găsească cineva din Galați care să-i scrie un proiect extraordinar privitor la campania lui electorală, care avea două proiecte. Unul, reforma statală și pe al doilea nu l-avea. Eu m-am prins imediat ce vrea, bineînțeles că Toader a venit la mine, că el nu era capabil, nici acum nu-i. Și eu știam ideea, dar trebuia să o dezvolte un specialist, un geniu. Și m-am dus la Petru Alexe, care fusese coleg de liceu, deci ne cunoșteam foarte bine, și a zis, Petru, pe chimie alimentară, cum era, da. Ce faci? Și a făcut o senzațională stare, de fapt, a agriculturii românești și a zis așa, că urgent, prioritar pentru România este agricultura, industria alimentară, prioritatea zero. Pentru că noi vindem grâu, am vândut grâu, 6 milioane, să ne bucurăm. Bă, sunteți proști aia care vă bucurați că am vândut grâu. Noi trebuia să vindem pâinea. Trebuia să vindem tot felul produsul finit. Produsul finit. Ce fie grâu și cumpere înapoi congelat și crește prețul pâine. Și am dat acest proiect semnat de către domnul Petru Alexe, gândit tot cu echipa lui, și el a venit la Tecuci, a făcut o mare adunare și m-am bucurat că a venit și am vrut să ies în față, să spună și mie mulțumesc. Și mi-a zis, v-a plăcut, l-am întrebat și el a zis, să văd mă la vot! Da.
Noi ne-am învățat nimic. N-am învățat nimic. Deci mie mi se pare că ceea ce transmisă de noastră este un semnal formidabil pe o problemă de siguranță națională. Prioritatea zero pentru România este agricultura. Iar în agricultură prioritatea zero sunt două. Una sunt irigațiile și a doua, ce sistem de irigație avem, și a doua, la fel de senzațional, este industria alimentară prioritatea zero. Să-mi fac eu la mine în țară produs. Da, asta aș vrea ca politicienii gălățeni să susțină în următorii 4 ani. În toamnă, când voi veni, îi luăm la întrebări. Păi nu, trebuie luați la întrebări ce proiecte de țară au. Nu poți să te duci în Parlamentul României și tu să nu știi ce se întâmplă la Bălăbănești. Sau la Smulți, unde n-a plouat de 4 ani și dă numai 2-3 litri pe metru pătrat. Avem mari probleme și deficit de apă în sol la momentul acesta care discutăm. Ceea ce ține de noi pro-România, noi credem că pe 9 iunie am convins suficienți cetățeni să iasă la vot, să ne dea votul, să putem să facem și noi parte din Consiliul Județean și Consiliul Local. Și dacă o să ajungem acolo, atât mie îmi place eu și colegii. Domnul Vasile Ștefan, în primul rând, modestia. Modestia care este o trăsătură a unor oameni de bun simț și care luau pe Dumnezeu în ei, în condițiile în care dumneavoastră întâi faceți un lucru și după aceea cereți sau vă lăudați. De foarte multe ori este invers. Te lauzi cu ceva ce urmează să faci. Da, dar nu știm dacă ne iese. Da. Că noi nu știm așa este, ce buget avem. Nu știm care sunt prioritățile. Păi care ar fi pentru județ priorități în afară de apă? Sănătatea. La sănătate poate afacere după pământul. Dom'le, face. Eu aș vrea ca toți absolvenții de facultate de medicină să rămână în țară. Fă-te afaceri. V-am zis că nu. Da. Eu nu pun, nici nu-i laud, nici nu-i blamez. Face, dar nu avem personal. Ministerul Sănătății, eu nu știu unde să duc atâți bani. N-avem medicamente. Nu ține de Costel Fotea. Nu, dar dumnealui până rectificare. Vreau să vă zic ceva. Eu am văzut o listă a unui partid care m-a îngrozit pentru fondurile europene, pentru Europa, și o să vorbesc după campanie. Dumneavoastră la campanie aveți echipă pentru europarlamentare? Nu. Nu aveți echipă? Nu, nu avem, că unii din colegii noștri a decis că e mai bine să nu avem, că dacă în 2020 am avut și Tudose ne-a luat mandatul și a plecat la PSD. Probabil că... Tudose a fost la dumneavoastră? Păi da, a fost mare la Pro-România. Nu știu, dar nu l-am văzut niciodată să vorbească în Parlamentul European. Eu l-aș chema la o dezbatere pe domnul Tudose, în afară, care, cum zice, că a semnat podul care s-a făcut. N-are niciun merit. N-are niciun merit. El... Știu sigur despre ce. Da. În dacă rest, nu semnau, făceau, vă zice oameni de la el, da. Pâznaie. În rest, n-a făcut, domnul Tudose n-a făcut nimic, din punctul meu de vedere. Bun, dar nu mă bag cu Tudose acum, că el nu. E campania la... Da. Dar păi nu știu, n-am știut ce criteriu, la dumneavoastră. Da, dar nu știu pe ce criteriu l-a pus pe locul 1 și pe Dan Nica pe locul 15. Aici e o întrebare bună. Cu cât că e mai, eu am văzut activitatea... mai valoros Tudose... Care niciodată n-a vorbit în Parlamentul European, a vorbit în țară și prost, da? Care a întors spatele, practic, dosul, ca să zic așa, primului ministru al Japoniei, față de Danica, care are deja 3 mandate, care e considerat unul dintre cei mai importanti, da, mai activi politicieni europarlamentari, și el e pe locul 15. Nu, criteriul ăsta, nu, n-am avut ocazia să mă întâlnesc cu domnul Nica să-l întreb, că ar trebui să-l întrebi pe Tudose. Eu l-aș întreba, că mi-a luat atunci 5 luni din viață de am umblat și am făcut campanie pentru europarlamentar la Pro-România în 2019. Uh-huh. Și a ieșit europarlamentar și dumnealui și doamna Corina Crețu și la 2-3 luni au plecat. A plecat la PSD. Nu, doamna Corina Crețu a rămas, dar nu mai candidează la nicio funcție europarlamentară. Am înțeles. Nu știu pe ce criteriu îi pune partidele. Nu știu dacă a scos și mai multe voturi ca Galațiu, nu știu dacă e mai eficient.
nu știu, probabil că are o prietenie mai bună cu, cu Ciolacu, care eu îl văd în președinte slab. Da, întrebarea se poate pe buzele gălățenilor. De ce e Tudose pe locul 1, care n-a făcut nimic? Da. Și de ce e Nica pe locul 15, care oricum vine pe, pe fondul unei experiențe reale? O vom vedea. Păi nu, e foarte important. Din ce cauză? Că noi avem nevoie de europarlamentari să-ți bată pentru noi. Că noi venim în campanie, atât PSD-ul cât și PNL-ul, cum sunt comasați, să-ți bat pentru, pentru proiectele gălățenilor. Da. PNL-ul nu are la Galați. Trebuie să-l susțin, pă, dar Nica, nu? Da. Nu-i logic și normal. Da. Eu o să rămân în Galați. Și credeți că o să-i susțină peneliștii pe... Nu. Nu, nu o să-i susțină. Nu o să voteze. O să-i trădeze, o să-și trădeze proprii colegi. PNL-ul. Da, de acord. Că-s proprii colegi. Da. E unul cu unul. Da. Eu aș îndemna toată lumea să voteze că avem europarlamentar. Să voteze pe Dan Nica la europarlamentar. Nu am nimic, n-am niciun troc, n-am nicio înțelegere, nu m-am văzut cu domnul Dan Nica nici din 2021. Nici eu nu pot fi bănuit de nimic pentru că am pus în jura, l-am înjurat, ăsta e cuvântul. N-am folosit cuvinte ușoare, nici cuvinte nu mi-a foarte dat... grele împotriva lui Dan Nica, dar acum eu sunt omul corect, domnule. Dumnezeu, chiar dacă unul mi-a tras o bătaie tare, dar după aia a făcut ceva extraordinar prin care eu am avut un, un beneficiu, un câștig sau ceva, îl iert pentru ce a făcut. Dar, între Tudose, dacă fac comparația cu Nica, diferența e absolut colosală. 7-0. Sunt 7-0, da. Da. E, așa este. Noi trebuie să fim corecți. Da, pentru Dan Nica. Noi trebuie să fim corecți, domnule. Politicienii trebuie toți care... Atenție, vorbim de doi oameni în aceeași partid, ca să nu spună da, că nu facem vorbim, politică pentru un partid. De același partid. Ne întrebăm în partid, cum se promovează oamenii. Da. Așa mă întreb. Asta mă interesează și pe mine. De da. La locul 1 la 15, nu e așa diferență. Eu zic că e invers. Da. Și eu din punctul meu de vedere, care i-am dat mandatul Tudose, nu i-am dat lui Nica în 2019. Da. Poate și eu vreau să circul pe drumurile din județul Galați. Nu știu ce parteneriate s-a făcut între Galați și Brăila, cu drumul expres, cu Ialomița. Le doresc succes să poată să lupte pentru proiectul care îl are în plan. Vă teamă de ceva, domnul Vasile Ștefan? Nu. Nu. Nu mi-e teamă nici de eșec, nici de... Nu. Eu, oamenii, dă ei votul îi crede mai bine. Eu m-am pus la dispoziție, mi-am sacrificat timpul, mi-am neglijat familia, banii, copiii, nepoții, banii. Vreau să fiu un reprezentant de-a lor, da, din teritoriu, ca să pot să-i susțin. Am făcut o listă de oameni, de consilieri județeni, tot din teritoriu, din județ. Mi-a numit câțiva. Păi sunt... Aici? Sunt o parte din ei este Năvodaru Nicu. Năvodaru Nicu din Braniștea, Usurică Constantin, din Tecuci, Iacov Vasile, din Smulți, Mândel Alexandru, din Piscu, Toma Valeriu, din Tecuci, Negoiță Costel, din Slobozia Conache, Șerban Costina, din Șendreni, Șerbu Radu, din Cuzavodă, Coman Cornel, din Slobozia, și Ursul Enuța, Costache Negri. Costache Negri. Și lista continuă. Da, avem și din Cudal, da, nu mai aveți dumneavoastră. Deci, eu am încercat, le-am dat libertate la toți colegii noștri din județ să fie responsabili pe votul care îl dă cetățeanul. Să răspundă dacă nu le rezolvă problemele. Înțelegeți? Da. Dacă eu aduceam oameni din municipiu, ei atunci nu putea, nu mai avea legătură așa strânsă cu cetățenii. Domnul Vasile Ștefan, lumea spune, o parte a lumii, politicii și analiștii, de care, că dumneavoastră ca partid de momentul de față sunteți așa într-o poziție mai proastă, mai slabă, mai, adică într-o poziție, dar eu cred că poziția pe care aveți vă poate conveni să veniți pe turnată și să ieșiți... Dom'le, în două luni jumătate de când am preluat președinția Partidului Pro-România, eu zic că am făcut... de două luni jumătate? Da, după 2 martie. Foarte bine. Nu poți să faci mare lucru. Eu am avut o relație cu oamenii din teritoriu, de prietenie.
s-au alăturat mie știind că sunt un băiat de cuvânt. Interesant că ați rămas ca structură. Bănuiesc că aveți multe comune acoperite. Am multe comune, nu le-am majoritatea, că unele s-au mai pierdut. Da. N-au mai, după precampanie n-am mai răspuns la telefon. Avem în jur de vreo 13 localități. Probabil s-a dus primarul peste ei. Nu știu, nici nu-i judec. Nu sunt eu în măsură. Ei, în primă fază, a venit și a zis că se angrenează în proiectul Pro-România. Am înființat organizații, le-am făcut bannere, le-am făcut tot ce ține din punct de vedere logistic. Dar ei, după un timp, s-au retras. Asta este. Să pierde un număr consistent de voturi din localitățile respective, dar noi mergem înainte. Indiferent ce aș face, nu pot să mai... Întoarceți timpul înapoi, dar eu consider că asupra enorm în două luni. Sunt partide care sunt... Modul cum ați gândit și ideea pe care aveți ca oamenii locului să reprezinte localitatea și mai multe localități din prejur în Consiliul Județean este o idee excelentă. Păi am zis că să ne putem dezvolta și extinde mai repede. În momentul când eu îl văd... Și seama omul care își organizează afacerea lui, care muncește de unul singur și care știe ce înseamnă dacă... Trebuie să ai viziune. Da. Cum trebuie să ne împărțim? Să acaparăm mai multe lucrări. Da. Nu? Fiecare. Așa e. Trebuie să ai viziune. Trebuie să ai viziune. Eu am făcut ce a ținut tot de mine, din punct de vedere logistic, de teren, comunicare cu oamenii. Sunt dezamăgit că bătrânii noștri sunt 50% singuri. Și îmi las un gust amar. N-aș vrea să ajung la 70-80 de ani să nu poate să vină copilul la o săptămână, două la mine. Ăstea dezamăgirile am, ce am văzut în teritoriu. Ceea ce ține de politică, dumnealor decid dacă merităm, dacă aici merit. Avem o discuție superbă. Da. În sensul că, pe de o parte, bătrânii noștri sunt singuri pentru că au fost neatenți. Au zis pentru binele copilului și, de fapt, copiilor sunt niște slugi acolo unde sunt, fără discuții. Pe de altă parte, copiii nu înțeleg și n-au înțeles că dacă se întorc mulți acasă, nu unul, nu doi, nu trei, se întorc câteva sute de mii de români odată, din cele 5-6 milioane, obligă guvernul la altă atitudine. Dintr-o dată, o masă masivă, o masă extraordinară. De 2-3 milioane. De 2-3 milioane. Îi obligă. Se face o reformă statală fantastică. Nu se poate să-i lăsăm în continuare pe cei care nu ne merită. PSD-ul are oameni excepționali. Toate partidele au oameni excepționali. Dar mulți dintre ei sunt ascunși. Sunt ascunși. Din păcate trebuie scoși din politică. Da, și din politică, dar trebuie să-i lăsăm să facă treabă, pentru că e o chestie nu, mai oamenii bună. Care sunt ascunși... Eu înțeleg pe bătrân, dar în același timp am și un regret pentru faptul că nu ne-au înțeles ei pe noi. Nu am înțeles că chiar, indiferent de vârstă, ai o datorie pentru celălalt și în urmă. Și nu te bucuri că e copilul plecat afară. Nu te bucuri. Din potrivă, eu am fost plecat la Timișoara. Îmi mergea bine. Eram foarte tânăr. Aveam 25 de ani, 26 de ani. Dom'le, mama mea analfabetă. Scria mam la un loc. Scria greșit gramatical. Îmi scriau cam 3-4 scrisori pe săptămână. O pagină. Fiți atent ce a dus o minte. A fost luptătoare cu Gheorghe Udej, dar asta e altă poveste. Scrie așa, mamă, ți-aduce aminte de salcea aia de pe faleză? Azi am trecut pe lângă ea, să știi că banca de acolo au căzut două scânduri. Îți doresc să fie bine, cum ne este și nouă, pac. A doua zi, mamă, m-am întâlnit cu colega ta, știi? Dumnezeu, nu-mi povestea nimic, mă enervam, mă scuta din pepeni. Domnul Vasile, după 2 ani am părăsit Timișoara, aveam casă în care așa... Aveam George Barica, care a fost vocea de aur la Revoluția Română de la Radio Timișoara, era redactor șef acolo. Aveam tot ce îmi trebuie, făceam reportaje fenomenale pentru Radio Timișoara. Când vedeam scrisorile alea, tremuram tot. Da. Am venit cu nevasta cu tot, cu copilul în Galați. În fine, viața ne-a despărțit, copilul s-a dus la Timișoara, după aia și fata mea, îi scriam eu. Mă duceam și eu acum cu mine, niște agarații. Și părinții au un rol ca să ne aducem copiii înapoi.
A trebuit și partide să facă revenția asta. Să aducă cetățenii înapoi. Da, ei au făcut, sunt foarte mulți români plecați în diaspora. Și-au aveți făcut, în familie așa ceva? Și-au făcut, nu. Bravo. Eu am încercat să-mi țiu frații aproape și tot, pe toți cei care i-am cunoscut de la mine din localitate, i-am ținut uniți. Le-am zis că cu cât suntem mai uniți, cu atât suntem mai puternici. Bravo. Și dacă vine cineva sunteți să ne... Sunteți o revelație pentru mine, vorbesc la modul serios. Da, eu am ținut și cu cel sărac, și cu cel care a mai băut un pahar, și cu cel... Că toți suntem oameni. Și eu mă bucur că sunt eu cel care împart și nu aștept să mi se dea. Așa că ceilalți de lângă noi trebuie respectați din ce în ce mai mult. Că fără ei nu putem să facem nimic, domnul Stancu. Care este lozinca dumneavoastră de viață sau principiile? 1, 2, 3? Sunt... Să știți că ați venit târziu, că dacă veneați la început, impresionați mai tare. Sunteți reprezentantul sevei sănătoase a fibrei românești. Domnule, noi nu avem devizie. Eu cer doar să fie unitate. Atât. Să fim mai uniți și mai buni. În restul, dacă suntem... Noi la masa asta putem să încăpim și 20 dacă vrem. Și aveam 20 de idei. Noi putem să ne dezvoltăm singuri. Nu mai avem nevoie de fonduri europene. Nu mai avem nevoie de alții. Noi suntem o nație inteligentă. Un moment. Am putea să ne dezvoltăm singuri și n-am avea nevoie de ajutorul nimănui dacă am fi lăsat să facem în țara noastră ce vrem noi. Cum știm noi și cum putem noi cu nația inteligentă. Domnul, nu te lasă, domnul Stancu. Nu te lasă pentru că avem o clasă politică care stă slabă. Ghiocel. În genunchi. Și atunci, în genunchi, nu mă lasă. De ce n-ați ajuns în Parlament, domnul Stancu? Că n-aveați loc. Nu m-a primit partidul. Păi n-avea cum să vă primească, sau pe mine. Da. Nu poate, că eu nu pot să mă scos tu la tablă să-mi ridic mâine. Nu. Nu, eu am crescut pe picioarele mele de la 16 ani, am muncit, am luat-o de jos, m-am clădit, n-am făcut diferențe, nu mi-arăt opulența, nu inteligența, n-am nimic cu nimeni, îi respect pe toți egal. Și aș vrea ca ajutorul care l-am dat eu în decursul anilor, să-l primesc înapoi măcar pe jumătate. Sunteți hârșit. Ați avut parte de mai multe trădări, mai ales acum în politică. Cum credeți? Asta e a... Da, nu m-am cum așteptat. Cum vă apărați de acum încolo? Dom'le, eu las oamenii liberi. Eu toată viața mea mi-a fost frică să controlez oamenii, să nu-i prind. Și am lăsat, dacă tot te-am pus într-o poziție, te-am lăsat să faci cum crezi. Eu ți-am arătat aleea. I-am zis să nu te abați după drumul care ți-l arătă, după aleea. Din păcate, din colegii noștri s-a abătut. Neavând experiență, s-a abătut, a fost ușor influențat și a făcut un pas lateral. Probabil că unii colegi zice că am greșit când l-am propus pe X la o funcție în partid. Așa am gândit. Și le-am cerut părere la toți. Eu am propus, știți, ca într-o instituție, ca într-o primărie. Consiliul Local îi dă bani și primarul coordonatorul de credit. Eu v-am dat o idee că facem un proiect, voi credeți dacă e bine sau nu e bine. Și au fost toți de acord. Acum că ne-au trădat, că au plecat la alt partid, nu ne-a mai dorit, n-a mai dorit, s-a crezut prea inteligent față de noi, unii din colegii noștri, nu-mi pare rău că am făcut alegerea respectivă. Eu o să continui cu același stil, o să le dau credibilitate oamenilor, că dacă nu le dai și le îngrădești, credibilitatea după aia spune că stai genunchi pe gât. Eu îi las și vreau să formez oameni politici care are viziuni, care vede lucrurile reale, care vede un fir băgat pe-n perete, ascuns, nu aparent. Deci ca să putem să funcționăm normal, să fie lucrurile, lucru bine făcut. Credeți că
idiotă lozincă, pentru că noi n-am făcut decât lucru prost făcut. Din păi, da, dar din păcate noi am pus educată. În toate instituțiile am pus numai oameni slabi, domnule, fără experiență, nici de viață. I-am pus intenționat. Păi am pus intenționat ca să putem să-i conducem. Cei mai... Nu, ca să poată să ne conducă. Să poată păi, să ne conducă. Nu, creierii partidilor, dumneavoastră, uitați-vă și la nivel central, domnul Ciucă este de președinte de partid, domnule. Nu vreau să câte pe Ciucă, că nu, dar vreau să spun. Sau l-am Ciolac, criticat nu. Înainte, acum nu. Nici pe Ciolac nu vreau. Ei au să-și dea măsura valorii talentului și mai ales dragoste de țară, acum, când vor fi alegeri. Problema mea este că, într-adevăr, avem oameni formidabili pe care îi neglijăm cu bună știință. În plus, mai am o problemă. E un om care arată intelectual superb. Absolut superb. Candidează din partea unui partid la București, la primăria Bucureștiului, știe să vorbească, știe să se laudă tot timpul că a fost la Banca Mondială și asta este o expertiză fantastică pentru el. În momentul când mi-a zis că e la Banca Mondială, eu în clipa aia mi-a dat nici bună ziua. Banca asta mondială a făcut numai rău în lume. N-a ajutat pe nimeni. A construit niște caractere foarte urâte. Să demoleze locul unde se duc, să demoleze țara, a dat puterea, a dat tot. Deci, aș vrea unde să întreb, unde ai învățat carte? Păi am învățat la Luna de Jos. Excelent. Unde ai învățat? La Iași, la Oradea, la Cluj. Bun, la București, la instituția noastră. Și încep să am o încredere formidabilă. Sigur că sunt și de afară facultăți nemaipomenite. Ce fac însă cei de afară? Nu sunt mai buni profesori de acolo decât ai noștri. În schimb, sunt mai buni manipulatori. Și manipulează conștiințe copiilor și îi trimit în țară pe om. Asta este o mare problemă. Noi nu ne trebuie și poate reușește partidul domnului Ponta, cu care am fost cândva prieten, cu care acum nu-i dau bună ziua, dar problema este că veniți cu niște, dumneavoastră personal, niște idei foarte importante. Cum am putea noi să schimbăm? Păi cred că am putea să introducem din nou materia simplă de tot, lecția dragostea de țară. Ar fi extraordinar. Mai aveți, din punctul meu de vedere, 8 minute. Câte minute vreți să vorbiți singur despre ce vă interesează să faceți, ținând cont de faptul că este campania electorală și pentru asta v-am chemat, ca să vă impuneți și să-i obligați pe gălățeni să vă voteze. Eu, după discuția noastră, am un alt feeling, vă ascult. Eu am spus proiectele prioritare, care sunt prioritare în programul nostru electoral. Da. Dom'le, în județul Galați sunt foarte multe de făcut. În Galați se construiește de 7-8 ani. Da. A început să dezvolte cât de cât Galați. Ceilalți 25 de ani nu prea s-a făcut. Da. Nu prea s-a făcut, că a fost ținut Galațiu pe loc. Nu știu din ce cauză. Probabil că mai avea industrie și dacă nu ducea lumea în sărăcie, nu putea să le vândă. Cum a fost combinatul, șantierul, uzina mecanică, Inetoful, sunt foarte multe fabrici care s-au vândut și probabil că din motivul ăsta nu a încercat să dezvolte infrastructura, tot ce ține de dezvoltarea urbană și rurală. Eu vreau să contribui la tot ce se construiește în favoarea cetățenilor și oricine, după scena politică și gălățene, are un proiect benefic, vreau să fiu lângă el. Atât le cer și colegilor mei, dacă ajung în Consiliul Județean, proiectele care le am benefice să ne susținem unii pe alții. E o declarație de mare bun simț. Adică, domnule, eu nu vin cu proiectele mele în primul rând. Dacă eu consider că dumneavoastră ceea ce faceți și prioritar, ne spuneți, eu vă votez în Consiliu. Și prioritar, da. Avem buget, de ce să nu-l facem? Da. Eu mă aștept dacă am eu unul prioritar. Dar sunt proiecte prioritare, v-am spus, în sănătate, în învățământ, în școli profesionale, trebuie neapărat școli de meserii. Din urmă nu mai vine nimic și, din păcate, aducem din alte țări și după 2-3 luni fug.
Asta e traseul clasic, să duc mai da, departe. Nu, da. Problema este că ne întârzi și nouă lucrările. Dumneavoastră nu vedeți, începem centura Galațiului, am întârziat-o cu 2 ani. Din ce cauză? Lipsa forței de muncă. Dacă noi aveam școli profesionale și erau bine plătiți, că un calificat e în jur de 5.000 de lei. Nu mai pleca în străinătate. Dar el, dacă a ieșit, a terminat 12 clase și n-are... Vă dau o idee. Așa cum apar licee private, școli private, facultăți private, a putea să apară și la Galați o școală profesională privată. Păi, nu prea sunt luat în calcul. De ce? Eu, cetățenii zic, din rural, oamenii s-au învățat ce e la stat. Am înțeles. La stat. Da. Și cu medicii, și cu școlile profesionale, și cu... Faceți, domnule, contractul ăla care se făcea pe vremuri. 5 ani să nu pleci din țară. Că poporul român... Așa fac la Londra acum, domnul Vasile. Îți dă credit, ești român, ți-a dat credit și ca să-l returnezi, îți trebuie 5 ani minim să lucrezi acolo la ei. Pentru că n-ai de unde. Adică păi dacă îți dă mama banii aia, dacă ți-a credit, înseamnă că nu ai de unde. Și trebuie să lucrezi acolo. Aș vrea și în România același lucru să se facă și în România. Ai terminat o facultate de drept, ai terminat o facultate de medicină, un liceu, 5 ani contract să lucrezi în țară. Vedeți că voi ieși oamenii la vot? A zis la început că da, masiv, da. Așa? O să iasă peste 250.000 de oameni. La așa vot credeți, tot așa de da. Mult? Da, tot ce am văzut, lumea a zis, domnule, ieșim la vot, nu mai este pandemie, trebuie schimbare, trebuie opoziție și în Galați, și atât în teritoriu cât și în județ, trebuie făcut ceva. Eu i-am rugat să iasă pe 9 iunie la vot, să voteze candidații pro-România, atât pe mine cât și colegii mei la județ. Ei duce mesajul meu în localitatea lor. Cine candidează la noastră pentru primar? Stănică Lambrinog. A. Da. Asta e. În viață, să știți, trebuie acordat șanse tuturor oamenilor. Da. Nu că n-am comentat. Știți negativ. Din ce cauză? Trebuie să-și măsoare puterea fiecare, domnule. Și inteligența. Că mulți vin și în politică și zice că sunt cei mai deștepți. Și când le dai... Da. Se blochează. E adevărat. Am mai povestit, este un film american, Toți oamenii președintelui, bătălie fantastică, a ieșit unul președinte, tot ce vrei și o vom zice. Și acum ce face? Da. Nu știu ce faci. Da, nu știu ce să fac. Dumneavoastră știți? Dacă ajungeți consilier județean și... Domnule, local... v-am zis, eu știu, venind din mediul privat, știu de unii să ia un lucru și până unii... Și unii mă împotmolesc, cer ajutorul colegilor. Cu toate că noi, majoritatea, când ajungem în câte o funcție publică, uităm să-i întrebăm pe cei de lângă noi. Din păcate, nu, niciodată. Eu nu o să uit pe nimeni și mi-aduc întotdeauna aminte de tot ce am văzut în județ în anul 2024. Bătrânii, ogoarele, oamenii supărați pe ei că au greșit 24 de ani, 34 de ani. Mi-aduc aminte de toate. Oameni buni, oferta acestui partid Pro-România este acest domn Vasile Ștefan, om de la țară, inginer constructor, din câte știu eu, da? Care își câștigă banii numai pe munca sa, pe a face, construiește case numai pentru privați, că a zis că nu vrea să bage nicio o treabă care nu-i de... Mă rog, nu mai comentez, că vă dați seama ce vreau să spun. Este una dintre oferte cele mai de bun simț pe care l-am văzut în această campanie, cele mai oneste pe care l-am văzut în această campanie, însă dumneavoastră sunteți cei care veți gândi și vă spune votul. Nu prea știe să mintă domnul Vasile Ștefan, asta e o treabă nasoală în politică, da? Să sperăm că asta nu... Eu sper să învăț și pe colegii mei să nu mai mintă. Alegu, mulțumesc mult, doamne. Bună ziua.